Bun găsit! Avem o lună plină super vorbăreață, o lună plină în gemeni. Așa cum știți, gemenii sunt guvernați de Mercur. Mercur este zeul comunicării, zeul cu aripi la picioare, zeul călător și deschis către comunicare. Deci luna aceasta plină în gemeni este vocală, este deschisă comunicării. Are loc pe data de 27 noiembrie la ora 11 și 16 minute, ora României, în timpul zilei, adică până în ora prânzului. La 11 și 16 minute, ora României, lună plină în gemeni, la gradul 4, 51 de minute. O lună plină foarte, foarte interesantă, pentru că deschide cumva apetitul nostru către a elibera, către a spune, către a ne elibera de anumite greutăți pe care poate le-am cărat cu noi, de a ne elibera de anumite gânduri. E momentul potrivit să eliberăm gândurile care nu ne dau pace, să eliberăm acele vești care nu ne plac, să ne spunem sentimentele, să comunicăm despre sentimentele noastre. Fix așa o numesc, lună plină din gemeni, lună plină vorbăreață, care ne ghidează să facem curățenie în gândurile noastre, în modul de comunicare, în ideile pe care le avem, să facem un pic de ordine în planurile noastre de asemenea. O lună plină care ne ajută și să recoltăm, pentru că la lună plină se recoltează ce am plantat în primăvară, la începutul verii, și să facem puțină curățenie, să ne aliniem așa un pic cu misiunea noastră. Foarte important ce gândiți la această lună plină, pentru că există posibilitatea ca energia lunii pline să vă ajute să atrageți în viața voastră anumite lucruri. Gemenii sunt un semn mobil, adică dual. Așa cum știți, avem doi reprezentanți acolo, doi gemeni. Sunt în glifă, sunt doi copilași, doi gemeni. Cumva spune că ne arată natura noastră duală. Și aici nu că avem două fețe, nu la asta se referă, ci anume că avem suflet și avem trup. Avem o parte muritoare și o parte nemuritoare. Avem o parte care continuă să călătorească aici prin univers și o parte care la un moment dat nu mai călătorește nicăieri, ci se întoarce în pământ de unde a fost făcută. A spune cumva că această lună plină o să vină cu foarte multe conștientizări, în așa fel încât să sper ca fiecare dintre noi să înceapă să își acorde mai mult timp sufletului, să se trezească, să aibă mai multă grijă de corp, de suflet, să își pună niște întrebări, iar căutarea de a găsi răspunsuri, pentru că geamănul este acel copil mic care caută. Bine, nu geamănul e copilul, dar arhetipul geamănului este foarte... pot să-l pun într-o comparație cu un copil mic care caută să descopere lumea, caută să afle, caută să cerceteze, să vadă despre ce este vorba, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și prin această căutare specifică geamănului, care este curios, arhetipul geamănului, curiozitate. Când spunem geamăn, spunem curiozitate, spunem istețime, agerime, o minte strălucitoare, pentru că el caută tot timpul să descopere și cine este curios și descoperă. Și prin toată curiozitatea asta și căutarea, explorarea întrebărilor o să aducă și răspunsuri înțelepte. Mercur este cunoscut pentru abilitățile lui
legate de vânzări, de comunicare, de a adus lumea la oaltă, pentru că el este un, să spunem așa, organizator. Și să știți că în această lună plină, bine, luna plină va fi luni, pe 27, dar pentru că se întâmplă la gradul 5 și marți și miercuri puțin, ne bucurăm de lună plină, pentru că luna plină se formează în opoziția celor două luminari, soare în săgetător, luna în gemeni. Atâta timp cât acestea sunt în semne opuse, pe cer este lună plină. Când luna va fi din gemeni, intră în rac, deja suntem în lună în scădere. Dar în toate aceste două zile jumătate, pentru că Mercur este super deschis către socializare și organizare de întâlniri, clar că puteți să vă duceți către o adunare cu prietenii, cu familia, puteți să aveți, dacă aveți întâlniri, ședințe, ele sunt foarte bune, sunt benefice în aceste zile, pentru că informația o să curgă mai ușor, lucrurile se vor dezvolta într-o altă dinamică. Ies la suprafața adevărul, se întâmplă lucruri, dar atenție, pentru că nu o să fie doar o parte roz. Da, e de bine să socializăm, să ieșim, să vorbim, să ne umplem calendarul, să curgă conversațiile și discuțiile și negocierile. E minunat, e foarte bine. Dar nu vă gândiți că nu or să fie și tensiuni și conflicte și agitație, totuși e lună plină. Unii n-or să doarmă, alții or să aibă foarte multe emoții, alții or să aibă foarte multe curiozități unde nu le fierbe oala pe genul. Alții or să descopere lucruri pe care nu sunt pregătiți să le afle. Vor primi informații pe care nu le pot accepta. Vor primi indicații pe care nu le pot gestiona. Și atunci, pentru că e vorba de a primi un impuls, de a primi confirmări, de a primi informații, de a primi vești, cumva recomand întâlnirile în aceste zile, dar atenție, cu precauție, pentru că unii nu veți fi pregătiți. Întâlniri de iubire, întâlniri de afaceri, întâlniri de prietenie, întâlniri de ce vreți voi, nu contează. Socializarea și timpul cu ceilalți ar putea să fie interesant, mai ales că poate fi mai confortabil să ieșiți din zona voastră de confort sau poate să fie mai ușor, mai confortabil să vă spuneți anumite nemulțumiri, să vă spuneți acele lucruri care vă dor, care vă deranjează. Da, este o lună plină foarte interesantă. Într-adevăr, acum, ca la orice lună plină, mai sunt și aspecte mai puțin benefice. Mai exact, vorbim despre Saturn, planeta care ghidează karma și care se referă la karma. Unii mai spun marele malefic, alții învățător, alții profesor, alții maestru. Eu îl consider planeta care este ca un profesor. Acest Saturn formează quadraturi, și el proaspăt. Nu e chiar proaspăt, că aproape se face o lună mâine, poi mine, de când a intrat în mers direct. De la începutul lunii noiembrie, Saturn, care ne aduce responsabilități, este în mers direct. E mai blând cu noi. El e tot timpul blând, să te disciplineze cineva și să te pună pe linia să muncești, să fii organizat, să faci ce ai de făcut, nu mi se pare să fie rău, dar eu vorbesc un pic și subiectiv aici, pentru că sunt Capricorn, sunt guvernată de Saturn și mie îmi place Saturn, eu îl iubesc pe Saturn, îmi plac regulile, îmi place să nu fim așa care de capul nostru, să avem, domne, o regulă, toată lumea, regulă, structură, organizare. Eu sunt foarte prietenă cu Saturn și m-a ajutat foarte mult să fiu disciplinată. Și atunci Saturn, la această lună plină, care, așa cum spuneam, lună plină în gemeni, pe comunicare, pe curiozitate, pe descoperire, pe recoltă, geamănul care e cu socializarea, care este spontan, este o zodie care are legătură cu spontaneitatea, cu schimbările. Luna în gemeni, lună plină în gemeni, aduce schimbare, aduce spontaneitate. Puteți să fiți mai vorbăreți,
puteți să cumva spuneți despre sentimentele voastre, să vă împărtășiți gândurile, ideile, sentimentele într-un mod care ar putea să mai și deraieze sau deranjeze. Tocmai de asta cumva universul a așezat așa un pic lucrurile, încât acest Saturn să creeze niște cuadraturi cu această lună plină, în așa fel încât să știm să punem limite în socializare, ieșim, dar hai să fie și o limită. Socializăm, comunicăm, transmitem informații, mesaje, împrăștiem, dar acum nu da chiar rețeta de la bunica. Adică nu da secretul, ingredientul secret. Ok, ne ajutăm între noi, dăm niște rețete, dar acum nu pot să spun și niște intimități. Adică e foarte important să știm niște limite, pentru că mai sunt oameni foarte curioși. Dar cum ai făcut aia? Dar cum faci aia? Dar încearcă și tu, că poate tu o faci mai bine decât mine. Nu trebuie să-ți dau așa chiar mură în gură. Poate că să spuneți că sunt rea. Nu, pentru că altfel ăla nu o să mai înveți niciodată nimic. Dacă eu îți dau ție rețeta mea cap-coadă, tu nu, în primul rând, că nu o să mai poți să mai îmbunătățești nimic. Nimeni n-ar mai îmbunătăți nimic dacă nu încearcă și de capul lui. Și apoi este foarte important ca fiecare să-și depună un efort. Depui un efort, universul te răsplătește. Copiezi rețeta altuia, universul, ok, o să-ți dea pe moment, dar o să-ți vină pe parcurs o notă de plată, practic tu îți iei ceva pe credit, dacă tu nu ai depus un efort. Universul, na, ai copiat ceva, ai făcut ceva, îți dă și ție acolo ceva, dar îți dă pe credit. Tu după aia plătești dobândă la ce ai luat. Dar dacă tu ai te inspirat de la rețeta altcuiva, ai aflat informații, ai cules informații, ai fost curios, ai citit, ai învățat, ai dus și colo și colo, ai investit în tine, te-ai dezvoltat, pentru că totuși avem un soare săgetător care vrea să țintești către măreție, să te dezvolți, filozofie, învățare, să spunem așa, învățarea unor lucruri sau dezvoltarea abilităților sau pur și simplu să recoltezi niște informații după te-ai pus și tu la treabă, ți-ai pus amprenta ta, îți primești recompensa din energia depusă de tine după ce ai făcut un proces. Și atunci nu ești pe credit. Dar altfel, dacă tot copiezi în stânga-dreapta, o să primești niște avantaje temporare pe credit, iar când o să-ți vină nota de plată, o să plângi în pumni că de ce ți se ia tot ce crezi tu că ai construit. Pentru că n-ai știut să pui niște limite și doar ai vrut să faci pe calea ușoară. Iar Saturn, la această lună plină, îți amintește să pui limite, să nu alegi calea ușoară neapărat, să te îngrijești de sănătatea ta, de bunăstarea ta, de viața ta, să știi să pui limite, să știi să spui nu, să știi până unde poți să intri în ceva, să ai încredere în tine, să-ți înțelegi care sunt visele tale, care sunt planurile care te pot ajuta să ți îndeplinești visurile, câtă speranță ai în tine, câtă încredere ai și, bineînțeles, să îți dai voie să șlefuiești acele informații care vin către tine, cumva trecându-le prin filtrul tău și adăugând energia ta. E foarte simplu. Puteți să vedeți că sunt destul de multe energii, să consumați mai multă apă, să nu fiți impulsivi. Spontaneitatea e bună, dar impulsivitatea nu prea. Să nu spuneți fără mănuși anumite lucruri, adică ok, că mulți veniți și îmi spuneți și la cabinet. Da, dar am spus adevărul. Păi ai spus adevărul, dar dacă tu i-ai spus unui om adevărul care ăla deja era în depresie și era pe calmante și era deprimat, avea gânduri negre și mi-ai spus și tu adevărul așa direct, fără empatie, i-ai mai dat și tu un șut în groapă. Bravo! Nu e chiar ok. Vedeți că și treaba asta, am spus adevărul. Sunt asumată, am spus adevărul. Dar poate nu ți l-am cerut, ți te-am întrebat eu care e adevărul. Adică încercați să înțelegeți că uneori, da, e bine, eu sunt total de acord cu adevărul, trebuie să fim în adevăr cu noi înșine. Dacă cineva ne întreabă ceva și poate că nu o să-i convină răspunsul, îi dăm acel răspuns cât mai diplomat. Că tu nu poți să știi ce luptă duce acel om. Tu nu poți să știi că el poate e pe marginea prăpastiei și tu ești picătura care îi umple paharul. Și după aia te întrebi, dar de ce am carme proaste? Păi,
De ce oare? Că poate ai spus adevărul într-un mod în care trebuia să mai bine să taci din gură. Da, decât să spui un adevăr într-un mod răutăcios, nu te costă nimic să fii bun, să spui cu empatie. Da, ia încearcă și așa. Poate ți-ar plăcea mai bine așa. Nu, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, uite-te ce prost ai făcut aici. E o diferență. Încercați, mai ales că luna plină e despre comunicare. E despre cum transmitem informațiile. Un singur cuvânt poate să îngroape pe cineva și un singur cuvânt poate să-i dea aripi, să-i dezlege lanțurile și să-l lase să-l ajute să zboare. Voi decideți ce cuvinte să folosiți și voi decideți ce cuvinte să rulați în mintea voastră, care clar că o să vă ajute pe viitor să vă îmbunătățiți realitatea, să vă îmbunătățiți, că o mai creăm noi, dar nu chiar așa o creăm noi chiar acum, că dacă am fi toți de capul nostru să ne creăm toți viitorul, ar fi haos, oricum e destul de mult. Cum ar fi să avem noi liber arbitru total și să facem noi ce vrem? Vă dați seama ce... Uitați-vă în lume câte războaie sunt. Apropo, la această lună plină, da, mai pot fi tot felul de atacuri, mai pot fi tot felul de catastrofe naturale, mai pot fi tot felul de conflicte la nivel colectiv, din păcate, da, mai pot fi și acestea, deci pot fi, mă rog, încercări de a se pune mâna pe anumite teritorii, de a se face, de a se drege, de a se nu știu ce. Știți că eu nu prea merg pe partea asta mundană, pe mine mă interesează să fiu astrologul omului, care vrea să-și caute menirea, care vrea să-și înțeleagă ce să facă el mai bine. Nu consider că este pentru mine astrologia asta mundană, care cu cine să luptă, care țară va conduce lumea, care va face, care va drege. Nu mă interesează zona asta, că m-ați mai întrebat ce părere am despre nu știu ce. Nu am nicio părere, astrolog Andreea nu are nicio părere. Astrolog Andreea are o părere că vrea să ajute omul să își găsească bucuria, misiunea, să-l ghideze, să-l facă să înțeleagă cine e și de ce a venit aici pe pământ. Asta este domeniul meu de expertiză, misiunea sufletului. Că după ce ați trecut foarte multe pe la mine, care vă salut și vă îmbrățișez, că știu că mă mai urmăriți, dar să nu cumva să dați like-uri sau share-uri, să nu cumva să vă pună Hristoșelul să dați like-uri, share-uri, dar după ce ați venit pe aici toate, ați trecut pe aici, v-ați dus care pe unde vă era drumul, v-am inspirat pe toate, mi-am făcut și o menire cu voi, slavă cerului, Doamne ajută. Eu mi-am făcut menirea. Acum că n-aveți voi recunoștința, e treaba voastră, nu e treaba mea. De ce zic asta? Că m-a întrebat cineva care, mă rog, era dintr-un grup, că uite, ai ajutat-o și pe aia, și pe aia, și pe aia, acum toate fac, toate drag, ți-au trimis și ție o floare? Nu, și nici nu trebuia. Păi, de ce nu trebuia? Pentru că eu mi-am făcut menirea, ele au venit la mine, mi-am făcut menirea, eu mi-am făcut datoria mea. Că altul nu are recunoștință că la un moment dat i-am insuflat curaj, putere și că i-am deschis ochii că poate să cucerească lumea, e treaba lui, e karma lui, nu e karma mea. Eu, karma mea, mi-am strâns aur în cer, nu mă interesează nerecunoștința altora. Da, un like, un share așa n-ar strica să mai dați și voi. Zic așa ca idee, da? Și aici ca paranteză, nu e nicio frustrare, stați fără griji. Pentru că rolul meu, misiunea mea de viață, implică să inspir omul. Și cu zâmbetul pe buze și cu toată bucuria din univers vă spun ce că am inspirat zeci de oameni. Numai câți astrologi s-au făcut după ce au trecut pe la mine, vraci, tămăduitorii și ce s-au mai făcut ei. Menirea mea este să ajut omul să-și descopere misiunea și să inspir, adică parte din misiunea mea personală, nu misiunea mea profesională. Parte din misiunea mea personală este aceea de a inspira omul și am inspirat. S-au apucat toți de ritualuri, de magii, de astrologii și Doamne ajută foarte bine pentru că oamenii au nevoie de alți oameni care să-i ghideze. Iar eu sunt super mulțumită și recunoscătoare că viața, Dumnezeu a trimis către mine toți acești oameni ca eu să-i ghidez. Printr-un cuvânt, că poate am spus unei fete, unui băiat, da, poți, tu poți să faci asta. Și el a avut încredere în mine și s-a apucat de treabă. Dar dacă îi spuneam, păi tu nu poți, mă, că uite, nu ești bun de nimic. Nu neapărat. Vă dau exemplu în continuarea acelui cuvânt care poate să ridice omul sau să-l coboare. Chiar dacă poate am spus uneori, trebuie să poți să faci asta, dar trebuie să muncești. E acel trebuie al existenței, e acel trebuie al succesului. Succesul are și un trebuie.
Nu există succes doar din manifestări. Succesul are un trebuie. Trebuie disciplină, trebuie pasiune, trebuie să ai sufletul curat, să pui suflet acolo, nu să faci pentru bani. Banii vin ca o consecință a faptului că tu pui suflet în ceea ce faci, da? Și trebuie voință și creierii tari, între altele, că altfel, na, e zăpăceală maximă. Tot, adică e un haos, totul e un haos. Și atunci ai nevoie și să ai nervii tari, disciplină, pasiune, suflet curat, să pui suflet acolo. Bine, nu chiar pui suflet, pui iubirea ta din suflet, nu pui sufletul. Sufletul ți-l ții la tine. Dar tu pui iubirea pe care o ai în suflet față de semeni, nervii tari, și te apuci de muncă și ai să vezi că o să ai succes. Și mare atenție la cuvinte, pentru că cuvintele pot schimba totul. Iar această lună plină vorbăreață și care și inspiră, poate să aducă foarte multe informații și să aducă foarte multe conștientizări, opinii. Am zis, na, trebuie să fiți un pic atenți la ce spuneți, cum spuneți. La nivel global mai e o nebunie să ceartă toată lumea cu toată lumea, dar asta e posibil, atenție și cu tremure, inundații, chestii de genul acesta. Bine, nu că le putem controla, dar asta nu e domeniul meu de expertiză, să zic așa. Eu consider că fac o treabă mai bună pe a inspira omul, pe a-l trimite pe misiunea lui de viață. Și aici, și pentru asta, chiar mă puteți contacta pentru sesiuni personalizate. Da, am și o geamănă pe casa 10-a și de asta pot să inspir prin cuvinte și mai am un Pluto pe casa 3-a, care cei care studiați astrologie știți că Pluto înseamnă puterea, iar eu am o putere pe cuvinte. De asta trebuie să fiu foarte atentă ce cuvinte pun, ce cuvinte spun și ce cuvinte, cu ce cuvinte ursesc. Eu de obicei vă ursesc să fiți magici, dar pot să vă ursesc și să fiți super magici. Acum depinde cât de drăguți sunteți și voi, dacă mai dați și voi un like, un share, să mai crească și aceste clipuri. Da? Ok, hai să vedem. Informații ies la suprafață, opinii, poate că veți vedea mai ușor, mai precis anumite planuri sau veți avea claritate. Luna asta plină vine ca un bec care vă clarifică gândurile, planurile, vă clarifică ideile. Ok, ne tulbură un pic acolo Saturn în Pești, care el vrea să echilibreze lucrurile sau, mă rog, poate să aducă puțină neliniște, dar o aduce pentru un echilibru, o aduce pentru... Cumva, pentru că Saturn în Pești, poate să arate și care sunt problemele de comunicare și unde să puneți limite și unde să spuneți nu, când să învățați să spuneți nu. Deci, practic, el este un intrus la această nuntă între Soare și Lună, dar este acel intrus care ajută să evite problemele de comunicare, să se evite ignoranța, să se evite cumva acele... conversații sau dezacorduri sau situații care poate nu ar fi cele mai favorabile. Da, m-a pregătit și... Eu mă uit în telefon pentru că aici mi-am notat notițele, deci să nu credeți că răspund la mesaje în timp ce vă vorbesc, că nu, vă respect foarte mult și vă iubesc tare mult pe toți, pe toți urmăritorii mei și pe cei mai... și pe vrăjmașii iubesc, fără voi nu aș fi aici. Și cei care mă iubiți și cei care nu mă iubiți încă. Da. La această lună plină facem repede ritual și l-ascultați și îl vă notați ce vreți să vă notați sau dacă a fost vreo vorbă de duh așa spusă în timpul acestui monolog, notați-l și voi acolo și copiați-l mai târziu și ziceți că l-ați spus voi. Da, la luna asta plină în Gemeni sunt și eu mai glumeață. Sunt mai glumeață și că nu luați chiar totul în serios. Sunt mai glumeață, dar luna plină în Gemeni spune adevărul, spune, scoate la suprafață. Dar v-am zis, eu o fac așa formă de glumă că nu sunt supărată. Mă bucur că vă inspir, că asta e menirea mea. Cu cât sunt mai mult copiată și mai mult vă inspirați de la mine, cu atât eu cresc mai mult, că asta este parte din menirea mea. Ok, la început. Păi... măturăm casa, măturică, sper că v-ați luat mătură din aia, se cumpără ea de la târg, ați găsit-o, da? Măturică, mătură.
măturați prin curte, pe afară, prin casă, pe unde vreți. Este important să măturați, să măturăm gândurile rele, să măturăm duhurile rele, să măturăm toate gândurile. Chiar puteți să vă spuneți așa, mătur toate ideile mele nefavorabile, mătur toate gândurile mele mai puțin bune, mătur toate gândurile care nu-mi sunt benefice, ideile, informațiile care au venit către mine malefice, care nu sunt ok. Deci ne punem intenția și măturăm de la ușă, prin toată casa, de la dreapta la stânga, până când ajungem iarăși la ușă. Măturăm, măturăm și pentru că e o lună plină gemeni, asta măturăm. Gânduri, idei, informații, vești, bârfe, zvonuri. Deci tot ce are legătură cu energia geamănului și pe pozitiv și pe negativ. Dar noi vrem să măturăm pe negativ, ce e negativ de la geamăn, ce e pozitiv de la geamăn, păstrăm. Spontaneitate, curiozitate, inteligență, pe asta le păstrăm. Ok, ați măturat. Ați băut ceaiul de salvie cu intenția. A bea acest ceai de salvie cu intenția de a-mi debloca comunicarea. Fix așa spuneți, da? Pentru că acum e despre comunicare. Dacă ești gravidă, nu bei ceai de salvie. Dacă alăptezi, de asemenea, nu. Poți să bei un ceai de tei sau un ceai de mușețel sau un ceai de fructe de pădure. La fel, beau acest ceai cu intenția de a debloca și a purifica comunicarea. Puteți să spuneți chiar așa. Îmi deblochez și îmi purific comunicarea. Această afirmație o puteți nota, păstra, cum mai puteți folosi și altă dată, dar în special acum la această lună plină legată de comunicare, lună plină vorbăreață. Ok, am băut ceaiul, am făcut curat prin casă. Dacă vreți să faceți și baia în sare pentru purificare și a corpului, minunat. Dacă nu, puteți să aprindeți un bețișor de Palo Santo, de ce vreți voi, și așa în jurul vostru, de sus în jos, de jos în sus, fiecare cum simte, stânga-dreapta, cu bețișorul parfumat sau, dacă nu ai cu bețișorul, cu Palo Santo, cu ce vrei. Dacă nu ai, nu e nicio problemă, poți să sar peste această etapă. Îmi curăț gândurile, curăț toate energiile care sunt în câmpul meu vibrațional, toate informațiile care vin către mine, toate gândurile care vin către mine de la ceilalți și formați acolo o spirală, așa, fiecare cum poate, da? Cu bețișorul, cu tămâia, cu Palo Santo, cu ce vreți voi. Practic, vă faceți așa ca un fel de pelerină protectoare din fum, cu fumigații, în care spuneți că îndepărtați și eliberați toate energiile și toate informațiile. Pentru că eu dacă mă gândesc acum la geluțul că e nu știu ce fel, da, într-un fel negativ, eu trimit către el o informație. Eu pot să direcționez către el, bine, și voi puteți să, da, ideea e să nu faceți, voi să trimiteți gânduri și informații doar către voi. Nu vă duceți energia voastră către altul. Altă treabă n-am eu acum decât să îi dau puterea mea lui geluțul, să mă gândesc la el că e prost. Nu mă interesează, știe el cum e, nu trebuie să-i mai spun eu. Pur și simplu, gândurile mele le duc către mine. Dar alții nu știu chestia asta, că gândurile voastre trebuie să vină către voi, către familia voastră, către planurile voastre. Alți oameni care mai sunt răutăcioși sau care încă mai au și ei de învățat, că ei încă nu știu, dar o să știe și ei pentru că și ei sunt buni, toți suntem buni, toți suntem unul, suntem un întreg. Ei încă mai au de învățat și poate că geluța care mai are de învățat trimite o informație către tine, să nu-ți meargă, să te lase bărbatul, să te lase nu știu care, să fie nu știu ce vrea să fie. Dar și ea practic a trimis o informație către tine, informație pe care tu la această lună plină o cureți. Eliberezi toate informațiile venite către mine, cu voie, fără voie, de la ori și cine ori veni ele. Puteți să mai adăugați și voi cu cuvintele voastre. Intenția este foarte clară. În jurul nostru este un câmp informațional. Noi nu vrem să prindem așa cine știe ce idei, care poate nici nu ne aparțin, și să le preluăm programe, cum mai spun terapeuții, să le preluăm ca fiind ale noastre și să le lăsăm să ne ghideze, gestioneze viața. Și tocmai de-aia faceți această parte a ritualului în care vă, în ghilimele, nici nu vreau să folosesc cuvinte de-astea, vă înconjurați în fumigații, în fum. Voiam să zic, vă înnecați în fum. Doamne ferește, nu. Asta se taie la montaj. După ce te-ai înconjurat așa cu fum și ai dansat pe acolo prin fum, chiar vă recomand la această lună plină
orice melodie vreți voi. Dacă puteți să dansați măcar câteva minute, o melodie preferată, oricare vreți, care să fie așa dansantă, să dansați puțin, să vă mișcați un pic corpul. La o lună plină în gemeni, recomand mișcarea. Recomand, dar cumva cu intenție. Mă eliberez prin acest dans. Prin acest dans, pur și simplu, mișc corpul în așa fel încât să mă eliberez de toate gândurile, lucrurile care mă blochează, ideile care mă blochează. Deci vă puneți o intenție și dansați 5 minute, 10, câte vreți voi. Nu o să dansați chiar în timpul zilei. Puteți să faceți ritualul ăsta pe 27, pe 28, fără probleme, și pe 29. Puteți să-l faceți pe 27 seara, fără griji. Nu, partea asta, dacă ești la birou și vrei totuși să-ți faci ritualul, nu o să te apuci să dansezi pe acolo în toiul zilei, că ți-am zis eu asta. Nu, dar puteți în astea două zile jumate să dansați. O să vă prindă foarte bine. Aprindem o lumânare galbenă, dacă aveți. Dacă nu aveți galbenă, albă. Dacă nu aveți nici albă, nici galbenă, orice fel de culoare vă doriți voi. Dar asta aș recomanda, culoarea galbenă, galben sau alb. Aprinde această lumânare pentru a-mi clarifica gândurile. Aprinde această lumânare pentru a comunica cu ușurință despre sentimentele mele. Aprinde această lumânare pentru a primi ghidare, călăuzire divină. Și spuneți aceste cuvinte, le puteți și scrie. Și pe hârtie vă sugerez, da, pe o hârtie vă sugerez să vă scrieți o scrisoare, pur și simplu, să vă scrieți o scrisoare în care să vă spuneți ceea ce simțiți, ce vă doriți, ce vă apasă, ce vreți voi să clarificați. Fie că vă spuneți vouă, fie că faceți această scrisoare pentru altcineva. Nu contează. Dar lăsați-vă să scrieți. Am vrut să spun mamei nu știu ce. Adică pur și simplu scrieți în scrisoare tot ce simțiți voi că vă blochează la acest moment în viața voastră, tot ce simțiți că vă apasă, tot ce simțiți că stă în calea gândurilor curate, stă în calea planurilor împlinite. Este foarte important. Deci pur și simplu o scrisoare în care scrieți tot ce simțiți, ce vă doriți către oricine, dar în special către voi. Pe o altă foicică vă recomand să scrieți această afirmație. Îmi împărtășesc gândurile și sentimentele cu ușurință, reușesc să-mi fac planuri clare, solide și benefice pentru binele meu cel mai înalt. Iar această afirmație o citiți astăzi de 3 ori și următoarele zile câte vreți voi. Aici, deci în ziua în care faci ritualul, cu curățarea, cu scrisoarea, cu ce ai avut de spus, citește această afirmație. După aceea, cine vrea, cât vrea. Eu personal o să o spun o lună de zile, în fiecare zi, până la următoarea lună plină care va fi în RAC, pe 27 decembrie, dar o să vorbim atunci despre ea. Folosiți această afirmație pentru că vreți să comunicați cu ușurință și vreți claritate în gândurile voastre, să știți ce aveți de făcut în viața voastră. A fost simpatic clipul ăsta, probabil că de la mirosul trandafirilor, care este unul genial, dar am zis că să fiu și eu mai amuzantă, să mai fac și glume, da bine, adevărul spus în glumă, fix pe energia geamănului, că așa sunt gemenii, m-am conectat și eu cu energia geamănului, practic eu am fost în flux, așa, v-am transmis ce mi s-a dat și mie mai de sus. Vă mulțumesc celor care rezonați cu mine,
Dacă vreți să dați like, share, vă dăm cu mare drag. E normal să vă zic asta, că sunt clipurile mele, muncesc, nici nu vă zic câte ceasul, e 9 și ceva. Pentru unii e deja weekend, vă distrați pe la cârcium, pe acolo. Eu stau aici și fac cu drag aceste clipuri, dar solicit și eu. Pentru schimbul energetic, solicit un like, un share, să le distribuiți. Dacă tot cineva de sus mă pune să le fac, măcar să ajungă la cât mai multe persoane. Și chestia asta, pentru cei care uneori mai îndrăznesc, bine, nu într-un sens rău ce o spun asta, îndrăznești să mă întrebi, să mă rogi ceva, orice, să te ajut cu ceva, să te la, să orice ar fi. Eu te ajut, dar pe un schimb energetic. Înainte să-mi solicit să-ți dau un share la nu știu ce postare, să mă uit 2 minute pe harta ta, să, nu știu, te ajut cu nu știu ce. Dacă vrei să mă rogi ceva, să te ajut cu ceva, prima oară o să te rog să verifici câte like-uri mi-ai dat, câte share-uri mi-ai dat, cât ai susținut munca asta a mea pe care o fac de 7-8 ani, de 5 ani numai în YouTube, dar eu sunt astrolog mai dinainte, nu de când am apărut pe YouTube. De câte ori ai susținut un articol, un horoscop, o apariție de-a mea de la TV? Și dacă tu, ca prieten al meu, care ai fost prietena mea acum 10 ani, m-ai ajutat în tot timpul ăsta, uite mă, o cunosc pe Andreea, să dau like-uri, share-uri, să dau distribuire, ai făcut lucrul ăsta? Da, eu o să te ajut să-ți distribui eu că vinzi tu mere sau că nu știu ce vrei tu să te ajut eu cu ceva. În viață trebuie să fie echilibru. Nu te ajut doar că ești tu geluțul sau geluța și că am fost noi prieteni acum 10 ani. Nu, te ajut dacă și tu m-ai ajutat pe mine sau ai bunăvoința să-mi susții afacerea. Nu îți cer nimic, doar să dai un share. Mulțumesc, să fie o lună plină, magică și cu multe adevăruri, că eu am spus multe în seara asta.